Salutare! Astăzi vreau să vorbim despre live chat și cum te ajută live chat-ul să-ți crești vânzările în magazinul tău online, în site-ul tău, în business-ul tău. Înainte de toate vreau să începem cu istoria vânzărilor, cum au început oamenii să vândă online. Știi, canalul cu cea mai mare rată de conversie este întâlnirea față în față, pentru că acolo are loc o discuție. De aceea o să vezi că este foarte important să vorbești cu oamenii pe live chat și cum poți să faci asta, când poți să faci asta. Îți recomand să te uiți până la final la pentru că te asigur că o să primești niște informații noi, care sunt absolut sigur că o să te ajute. Deci vorbeam de întâlnirile față în față pe care oamenii le aveau atunci când făceau schimburi, acele trocuri. După care s-a dus mai departe acest proces de vânzare și a ajuns la târguri. Târgurile de animale, de produse și piețele care încă există astăzi în toate orașele, în toate locurile cu o populație mai mare. După aceea, într-adevăr, și magazinele. Pe urmă a apărut site-ul, magazinul online, care digitalizează toată această operațiune de vânzare. Este acel punct tehnologic între vânzător și cumpărător. După care a apărut și social media, unde avem interacțiune, unde oamenii mai întreabă, se răspunde, interacționează utilizatorul cu brandul, cu vânzătorul, cu clientul, cu partea de suport și așa mai departe. După care intervine, ca să ai un efect maxim al acestor cumul tehnologici, integrarea dintre toate aceste canale, care îți permite să interacționezi cu utilizatorul. Tot tu ca și brand, care cine este în spatele unui brand, este tot un om, normal. Tu sau o echipă de oameni, cum suntem noi. Deci, integrând partea asta de opțiuni de comunicare, fie că vorbim de social media, de aceste aplicații de chatbots, de notificări, de push notification, de automatizări prin e-mail, de urmărire și analiza comportamentului oamenilor, te ajută să înțelegi mai bine și să livrezi acolo unde este cazul. Cred că m-am dus puțin prea departe, dar revenind la discuția noastră despre live chat și studiile arată că 51% dintre utilizatori preferă să cumpere și să fie mai loial unui brand care utilizează live chat în comunicare. Un alt studiu, o altă statistică spune că 20% din utilizatori preferă să comunice cu brandurile pe chat, fie pe chatul din site, fie pe chatul din sau mesageria, chatul din rețele sociale și aici mă refer la pagina de Facebook și la contul tău de Instagram. Spuneam că dacă stai până la finalul acestui episod o să primești niște informații noi care să te ajute în business-ul tău și așa am să fac. Hai să vedem când folosim chatul. E important să folosești acest instrument atunci când îți lansezi magazinul, când îți lansezi site-ul, pentru că la început îți permiți să vorbești mai mult cu oamenii și e foarte important să înțelegi oamenii, să vezi ce întrebări pun, pentru că pe baza feedback-ului venit de la aceștia, tu poți să-ți îmbunătățești anumite elemente din site și da, poți să-ți îmbunătățești rata de conversie. Este un site bun, cel care are o rată de conversie de 1%, pentru că aici este media ratei de conversie în România. Dar utilizatorii, ai văzut, 20% sunt predispuși sau vor să comunice cu brandurile prin chat. Deci tu ai putea să faci rost, adică să-ți aduci încă 20 de lead-uri interesate de produsele tale, doar dacă folosești chat-ul, adică să intri în contact cu oamenii și după ce ai intrat în contact, după ce pui mai multe întrebări, o să primești câteva ponturi și despre ce întrebări poți să pui oamenilor, utilizatorilor din site, îți crești șansele să faci o conversie, pentru că da, poți să ceri chiar numărul de telefon, să îl suni, să explici toate proprietățile, toate informațiile, să-i răspunzi la toate întrebările legate de acel produs și să faci vânzarea. E important să faci acest lucru de la început pentru a înțelege mai bine utilizatorii. Dacă ai deja mai mult trafic în site, ai mai multe comenzi și nu ai timp să petreci toată ziua stând pe chat, stând la discuții, pentru că uneori este și un consumator de timp, poți să pui chat-ul doar în anumite elemente, în anumite zone din magazinul tău. De exemplu, poți să pui zona de finalizare comandă pentru a te asigura că ai o rată bună de conversie, adică cei care adaugă produsul în coș și vor să finalizeze comanda, atunci când mai au diferite întrebări, pot să discute cu tine și tu să ajuți în acest proces de, hai să spunem uneori, recuperare coș. Mai poți să îl folosești în anumite pagini acolo, de exemplu, unde ai un trafic foarte mare și ai un bounce rate mare, să înțelegi de ce pleacă oamenii, să le pui întrebări. Da, poți să automatizezi anumite
aspecte din comunicare, dar vorbim la final despre cum îți alegi aplicațiile pentru live chat. Vorbeam de a înțelege audiența. Poți să te uiți și care sunt paginile cu cel mai mare exit rate. Asta poți să vezi în contul tău de Google Analytics, să fii prezent acolo. Ce poți să faci, unde mai poți să pui, dacă vrei să segmentezi puțin această utilizare a aplicației de chat, în pagina de rezultate, acolo unde oamenii ajung, sunt pagine speciale cu rezultatele de la căutările din magazinul tău. Orice magazin are o pagină specială, o adresă de unde încep afișele de produse și tu poți să vorbești acolo cu oamenii, cei care caută produse în site-ul tău și probabil nu găsesc sau caută altceva. Iar tu poți să vii cu un input de informație să-i ajuți în această direcție. Când crezi că ai făcut foarte multe lucruri la tine în site, dar totuși rata de conversie nu este cum ți-a dorit, atunci când ești în procesul ăsta de optimizare a conversiilor, iar poți să folosești chat-ul, să vezi ce alte informații și-ar dori oamenii, ce alte probleme poți să identifici în site-ul tău, pentru că da, atunci îți îmbunătățești conversia când rezolvi problemele oamenilor și mai ales problemele din procesul ăsta de finalizare comandă. Deja tu ai o audiență, audiență care vine pentru prima dată sau cel mai probabil revine la tine în site să cumpere și acolo încă sunt lucruri de fixat. Poți să-l folosești ca onboarding pentru oamenii noi care ajung să se ocupe de magazinul tău online, să înțeleagă dacă ai un proces bun și o procedură despre ce au de făcut și cum să-și trateze clienții și începi să ai niște răspunsuri, niște scripturi predefinite. Îți recomand să ai la un moment dat, o să te ajutăm și noi dacă ești client GoMag. Să învețe el, adică poți să-l pui să răspundă la 10-20 de discuții în fiecare zi pentru a vedea una cum se descurcă, cum este pus în fața acum situațiilor dificile și să înveți el despre ce este vorba în business-ul tău. Mai poți să folosești chat-ul în weekend și seara atunci când oamenii stau mai mult la televizor sau sunt într-un mod de navigare și care de atunci s-ar putea ca foarte mulți din competitorii tăi să doarmă, să se uite la filme, să facă orice altceva, să nu-și dorească să vorbească cu clienții, tu să faci acest lucru și deja este un avantaj în business-ul tău, adică pentru tine. Asta dacă vrei să înțelegi, dacă te implici așa cum ar trebui, măcar în partea de început sau acolo unde și când vrei să îmbunătățești. Aplicațiile astea de chat sau strategia pe care o aplici sunt oarecum de două feluri. Proactiv și reactiv. Reactiv este un chat calm, care dă posibilitatea clientului, este afișat în site și dă posibilitatea clientului să vorbească cu tine ca și brand. Este ok să-l ai acolo, ești așa mai pe silent. Cel proactiv este cel cu atenționări, cel cu sunete, cel cu animații, cu zgomote, cu pop-up, cu nebunii, care intră mai abuziv cumva în viața utilizatorilor. Într-adevăr, este o strategie mai agresivă. Ar trebui să testezi cum funcționează în cazul tău. Și aici ar poți să faci diferite trigger-e. Poți să-l faci în funcție de paginile pe care se găsește utilizatorul, poți să-l declanșezi doar în anumite situații, de exemplu dacă stă pe o pagină peste 30 de secunde și înseamnă că are o problemă sau nu înțelege ceva sau vrea să aprofundeze ceva și tu ai putea să-l ajuți acolo să intervii cu un mesaj, cu răspunsuri la obiecțiile lui sau la diferite întrebări. Sau poți să ai setările făcute pentru aplicația ta diferite pentru trafic nou sau trafic revenit. Dacă a revenit la tine în site și nu a cumpărat sau nu știi dacă a cumpărat sau nu, dar oricum un utilizator care ajunge la tine în site are șanse mai mari să cumpere pentru că majoritatea achizițiilor se fac la a doua, a treia, a patra vizită. Și, repet, tu decizi cum faci aceste lucruri. Eu vreau să îți dau toate scenariile despre care știu, pe care le-am testat atât noi intern cât și în colaborare cu clienții noștri. Și știi că asta facem noi aici la GoMag. Ok, hai să mai facem o pauză în care să dau câteva statistici. Forbes spune că 50% dintre utilizatorii care primesc răspunsuri pe chat în timpul achiziției sunt mai predispuși să cumpere și apreciază mai mult brandul respectiv. E-consultancy spune că satisfacția clienților este mai mare atunci când utilizează chat-ul sau când primesc răspunsuri, interacționează cu un brand pe chat, asta fiind de 73% versus 61% atunci când sunt întrebați sau primesc răspunsuri pe e-mail și 44% atunci când această discuție se poartă telefonic.
Harvard Business School spune că retenția poate să crească cu până la 5%, dar profitul cu 25% până la 95% atunci când folosești live chat-ul în strategia ta de comunicare sau în strategia ta de marketing, pentru că practic tool-ul de live chat este parte din marketingul tău. Și eMarketer spune că 63% din utilizatorii care vizitează un site sunt mai predispus să revină pe acel site unde există opțiunea de a discuta cu brandul respectiv prin live chat. Acum vreau să spun câteva mesaje pe care le poți folosi atunci când utilizezi live chat-ul sau cum să-ți întâmpi oamenii. Sunt lucruri care vreau să te ajute în creșterea vânzărilor sau creșterea ratei de conversie. În primul rând, trebuie să îți adaptezi mesajul în funcție de datele pe care le știi despre utilizatorii tăi. Că sunt oameni trafic nou versus trafic revenit. Atunci poți să spui prima dată bun venit la noi pe site, cu ce te putem ajuta sau ce te-a dus înapoi pe site-ul nostru, ce vrei să faci în acest pas, lucruri de gen. Nu știu, cu ce te putem ajuta acum, care sunt problemele tale. Important să empatizezi cu vizitatorii tăi, să înțeleagă că tu le oferi o soluție și practic să ai un mesaj care să deschidă conversația, pentru că iar dacă tu pui mai multe întrebări, utilizatorul își petrece mai mult timp cu tine, crește șansele să aibă mai mare încredere în tine și să finalizeze comanda respectivă. Dacă folosești un produs asemănător și ce așteptări are de la tine sau dacă ai mai folosit așa ceva, dacă vrea să treacă la un produs mai bun, chiar poți să faci upselling dacă are ceva în coș. Și foarte important să te asiguri că răspunzi foarte rapid. Anumite statistici spun că ar fi ok, recomandat să răspunzi în maxim 30 de secunde. Dacă ai foarte mare trecere, adică chatul tău este foarte asaltat, ar fi ok să ai 2-3 persoane care să facă acest lucru, repet, dacă te interesează. Ok, ți-am spus că o să-ți dau câteva statistici și legate de timpii de răspuns. Și astfel, pe plan mondial, internațional, știm că timpul de răspuns pe solicitările venite pe e-mail este de undeva la 17 ore. Timpul de răspuns în social media, când oamenii au întrebări și pun fie brandului pe pagina oficială sau probabil prin comentarii, timpul de răspuns are o medie de 10 ore, în timp ce răspunsul, primul răspuns venit pe live chat este de doar 2 minute. Deci îți dai seama că oamenii preferă să primească un răspuns cât mai rapid, își doresc acest lucru și tu dacă ai acum o întrebare legată de funcționalitatea unui produs, te macină o întrebare și vrei să știi cum se face un lucru, cauți rapid și adică cauți și vrei să găsești rapid răspunsul respectiv. Și de regulă, într-adevăr, oamenii sunt superficiali, nu vor să meargă până la capăt, vor să primească totul foarte rapid, fără a citi un întreg articol, fără să se uite la un întreg video, fără să asculte un podcast de la cap la coadă, să zic așa. Hai să vedem cum îți alegi o aplicație de live chat. Care sunt criteriile pe care eu le recomand? Poate să fie și altele. Să vezi dacă și ce opțiune are acolo în zona aia de activ și reactiv, proactiv. Să vezi dacă poți să intervii sau poți să îl faci puțin mai agresiv acolo unde este cazul. Într-adevăr, prețul contează, dar sunt foarte multe aplicații și freemium, aplicații pe care le poți testa chiar dacă au uneori anumite funcționalități limitate. Îți recomand să testezi mai multe și să iei o decizie acolo unde îți place mai mult. Să vezi dacă permite anumite automatizări, să faci lead generation, să faci răspunsuri predefinite, pentru că da, este important să urmărești săptămânal mai multe discuții pe care le-ai avut pe chat. Majoritatea aplicațiilor îți fac un log, adică permit să stochezi toate discuțiile respective, să vezi cam ce cuvinte cheie folosesc oamenii, să vezi dacă apar mai multe întrebări pe subiectul respectiv și dacă tu poți să intervii cu răspunsuri automate și să duci utilizatorii acolo unde își doresc aceștia. Pe urmă, trebuie să înțelegi ce statistici oferă aplicația respectivă, dacă ți arată în timp real pe pagina în care este utilizatorul, dacă ți arată, nu știu, de pe IP-ul respectiv, dacă îți dă geolocație din orașul în care se află și tot felul de artificii care să te ajută să înțelegi atât audiența, cât și dorințele acestora. Practic, sunt informații care trebuie să te ajute în strategia ta de marketing și să convertească utilizatorul ăsta interesat și dorind să discute cu tine, să-l convertească în client. Să vezi dacă are aplicații de mobil. Sunt foarte multe, tot mai multe aplicații de live chat care au și aplicații de mobil și astfel tu poți
chiar și seara sau în weekend să vorbești cu oamenii de la tine din site și foarte, foarte important este să vezi cum se afișează widget-ul în site-ul tău, în magazinul tău online, acea iconiță pentru chat. Dacă poți să o personalizezi, dacă poți să pui o imagine cu tine sau cu operatorul care discută, dacă o poți să o faci mică sau să o ascunzi în anumite situații sau să o declanșezi doar acolo unde îți dorești. Pentru că pe mobil, după cum am discutat de mai multe ori, lucrurile sunt extrem de sensibile atunci când apar iconițe și widget-uri și pop-up-uri și lucruri de gen. Așa că sper că acest episod să-ți fie util, să iei o decizie bună, acum știi ce ai de făcut când vrei să-ți alegi o aplicație de live chat, știi cum să o utilizezi, vezi ce avantaje are, spun să testezi, să vezi dacă nu este doar un consumator de timp, dar te asigur că toate lucrurile testate și notate undeva pot să te ajute să iei cele mai bune decizii în business-ul tău. În continuare, poți să asculți alte episoade, poți să recomanzi acest podcast altor prieteni, să dai share acest episod și ne vedem în noi episoade. Dacă ai întrebări, sugestii, poți să vii pe grupul nostru pe e-commerce cu Gomac să discutăm sau poți să lași comentarii în landing page-ul de la podcastul nostru Doza de e-commerce. Până data viitoare, te salut și spor la vânzări!